Tesă i-a făcut așa o analiză lui Stelian și a spus, de fapt, ce părere are ea despre el. A spus că este un băiat inteligent, că folosește prea mult cuvântul cu E, aici m-am prins la ce se referă, de asemenea, i-a spus că și-a fixat niște principii în urma a ceea ce a trăit el în trecut. Mi se pare că uneori în emisiune folosește niște scuze foarte proaste și a dat un exemplu. Când a fost întrebat de ce nu se uită la televizor la Ramona când face twerk, și răspunsul lui a fost că el nu se uită în general la televizor, că lui nu îi place televizorul. Stelian a spus hai, mătes!” și. Uh, ea a zis că poate să zică el orice, că își menține punctul de vedere și a mai dat un exemplu când a pufnit și a zis că era cald.